Bună, dragile mele! În seara asta am revenit din nou cu o nouă mască. Avem nevoie doar de 5 ingrediente. De exemplu, acele ingrediente sunt: este sucul de la o sfeclă roșie, da, făina de orez, miere. Aici avem mierea, o jumătate de lămâie, zeama de la o jumătate de lămâie și o pastilă de vitamina E. Și să începem la masca noastră. Normal. Începem. Primul rând, avem nevoie de avem nevoie de cele patru lingurițe de suc de sfeclă roșie, dat așa un pic, că facem așa una. Două. Trei. Patru. Așa. Iar acum punem două lingurițe așa de făină de orez. Una, două. Începem să mestecăm. Așa, dragile mele, iar acum punem lingurița de miere. Punem o lingurița de miere. Așa. Uitați, o punem aici. Așa. Și mestecăm. Continuăm cu mestecatul. Dați așa. Și o linguriță de seama de la o lămâie. Iar acum, la final, punem vitamina. Vitamina E. Da. Mestecăm. Continuăm cu mestecatul. Așa, dragilor. Deci, am terminat cu asta, dăm așa un pic de o parte trebuie să facem altceva. Iar acum, înainte să punem în fine, să adăugăm masca pe față, trebuie să ne demachiem. Da, înainte de tot.
Așa, eu aici am apă de măcelar. Da. Așa. Și începem. Da. Iar acum, cu 200 de ore așa, începem să tamponăm pe față. Așa. Iar acum, cum avem crema deja preparată și să o punem, să o punem aici pe fetișoara noastră, trebuie să punem ceva aici prima dată, că ce pătează curcuma sau turmericul, e nimica, dar ce pătează asta, e de celălalt. Iar acum punem o asta aici. Și începe să adăugăm crema pe față, masca. Da. Așa. Înainte să terminăm, am pus crema, să vă spun. Curăță foarte bine fața, mai ales punctele negre. Dar trebuie să vedem și atent, că pătează. Așa. Ne scapă de riduri, mai ales ăștia de la 40 de ani în sus, așa. De exemplu, în femeile. Bine, unele au riduri, unele nu au, de exemplu.
Dacă doriți să mai dați și a doua zi cu asta, puteți să, de ce vă rămâne, puteți să o puneți într-un recipient și să dați și a doua zi. Da. De exemplu, cum mi-a rămas mie aici. Dar eu vreau să-mi pun deja toată. Și-a, dragilor, așa. Deci să vă mai spun și altceva. De exemplu, sucul de la sfecla roșie, luați o sfeclă roșie, o spălați, bineînțeles, după aia o dați pe răzătoare și o puneți într-un tifon. Ce ați ras sfecla roșie și îi stoarceți sucul. O puneți într-un tifon și o stoarceți. Și este sucul. Sucul de sfeclă roșie. Da. Așa, dragii mei, asta este rețeta mea. Trebuie să stăm cu ea 20 de minute să usuce bine, bine, bine. Și după aia să o dăm jos și ne vedem cu rezultatul. Gata, dragile mele, dragii mei, am dat deja masca jos de sfeclă roșie sau remolacea, cum se zice aici în Spania, în fine. Așa, vă rog frumos să o folosiți și dumneavoastră, pentru că este foarte bună. Da. Îți rămâne pielea mult mai fină. Super. Da. Așa stau, de exemplu, din sfeclă roșie puteți să faceți și suc. Să beți pe fiecare zi câte un pahar de suc de sfeclă roșie, e super. Da. Deci, când face sucul, să adăugați și un măr verde. Și un morcov puteți să-l adăugați. Deci, aceste trei ingrediente sunt super pentru sănătate. Deci, acesta a fost blogul meu. Sper că v-a plăcut. Noua mea mască cu sfeclă roșie și făină de orez. Vă doresc să aveți o zi bună și toate cele bune. La revedere!